Bună tuturor celor din Zodia Vărsător sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Vărsător și bine v-am regăsit la citirea generală pentru perioada 15-30 noiembrie 2024. Dragilor, după cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem care este energia principală pentru prima săptămână din acest interval de timp. Și aici avem un as de monede, vorbim de lucruri palpabile, de începuturi concrete, că primiți o veste, că primiți o ofertă, că primiți o confirmare, să știți că este sigur ceea ce vine către voi. Și aici vorbim și despre o rezolvare cu o instituție, poate unii finalizați un partaj, alții finalizați actele de vânzare a unui imobil sau unui teren, sau se dezbate o moștenire și aici veți avea o rezolvare clară. Posibil să aveți de face cu semne de aer, gemen, balanță, vârsător, cu semne de foc, berbecleu, săgetător. Vorbim și de anumite schimbări pe partea de muncă, pe partea de planuri și idei. Dar vă văd cu multă speranță, deși nu știți încotro să vă îndreptați, nici primiți niște uh, zvâcuri, dar nu știți concret încotro să vă îndreptați. Urmând ca în a doua săptămână să vă bucurați în plin de compania plăcută a familiei sau a oamenilor dragi din viața voastră, din jurul vostru. Sunt persoane care vor încerca și vă vor ajuta să ieșiți dintr-o situație care vă copleșește, îndreptându-vă atenția către lucruri noi. Nu prea credeți voi că se poate schimba ceva, că planul respectiv este bun, că ideea respectivă este bună. Probabil există o persoană sau un grup de oameni care o să încerce să vă scoată dintr-o zonă confuză, dar văd bucurie, sărb sărbătoriți, celebrați, dar nu credeți, nu credeți într-o minune voi, cam despre asta este vorba, nu credeți în acea schimbare, nu credeți în acea împăcare, nu credeți că acea persoană chiar vă iubește, nu credeți că veți găsi acel loc de muncă, că vă veți descurca financiar. În dragoste avem regina de monede, dorința de stabilitate, de confort, de cădura, persoanei iubite. Posibil să aveți de face cu zodii de pământ, ori fecioară capricorn sau cu zodia rac, Mergeți către inima a persoanei iubite voi E posibil să fie o distanță între voi și persoana iubită Mai aveți de face și cu un berbec Aici veți dărma scuturile unei persoane foarte încăpățânate, rigide, autoritare o persoană care vrea să vă manipuleze constant, să vă controleze, să vă țină sub apă, Ei okay? bine, această persoană își pierde puterea asupra voastră iar voi intrați într-o energie de siguranță pe partea de dragoste. Apar niște schimbări pe care voi vi le doriți și pe care voi le meritați în plin. Posibil să nu mai lăsați pe nimeni să se joace cu inima voastră. Pe partea profesională veți face niște drumuri, dar apar și anumite schimbări pozitive cu multă speranță. Deci puteți începe noi locuri de muncă, noi proiecte care pot să aducă și avansare, unii veți merge pe comerț, alții veți negocia pentru anumite locuri de muncă, dar vedeți că este o perioadă foarte propice pentru că apare abundența din punct de vedere profesional, deși unii dintre voi nu vedeți calea aceasta, nu vedeți posibilitatea unei schimbări de loc de muncă, găsirea unui loc de muncă, progresul într-un proiect și așa mai departe. Și voi o să fiți uimiți nu credeți pentru că vi s-au înfundat drumurile până acum și de asta nu mai vedeți norocul acesta, nu mai vedeți luminița de la capătul tunelului, doar că vă veți prezenta, apare multă comunicare, interviuri, drumuri, discuții, negocieri. Sunt foarte multe lucruri care o să vă avantajeze din punct de vedere profesional. Și automat o să fie o deschidere și pe partea financiară, da. Reușiți cu un că scăpați de o datorie, vă echilibrați din punct de vedere financiar. Și aici există curiozitate, ia să vedem, să știți dacă puteți, nu știu, să vă faceți planuri de viitor, să vă cumpărați o casă, să scăpați de un, de un credit și așa mai departe. Parcă vă interesați cum să faceți să creșteți financiar sau cum să strângeți mai mulți bani, dar vedeți că sunteți foarte avantajați, mai ales că aveți persoane care vă susțin, dar aici cred că veți rezolva și anumite chestiuni legate de o instituție o bancă sau poate merge să rezolvați anumite chestiuni legale, dar pe parte financiară recuperați o sumă de bani, scăpați de o datorie, scăpați de un stres financiar, să plătiți niște facturi, dar vă veți descurca. Pe sănătate apare un pic oboseala la unii dintre voi, oboseala și pot apărea simptome false. Poate să fie și o ușoară agitație emoțională și automat uh, o să vă dea mari bătăi de cap situația în sine pentru că vulnerabilitatea aceasta emoțională vă scoate din zona de confort. Doar că vă veți redresa foarte rapid. Nu o să stați mult în energia aceasta și auziți de vindecare cuiva, dar... Mai pot apărea momente de confuzie, ușoară depresie sau supărare, mâhnire, gânduri la unei dintre voi, dar sunt pase, sunt lucruri trecătoare. Provocarea vine cu un patru de cupe, nimic nu vă mulțumește, nimic nu vă iese, nu știu o dezamăgire totală, oferte ratate, șanse ratate, vorbe în vânt, doar așa vedeți lucrurile din jurul vostru, nimic pozitiv la orizont și sunteți într-o așteptare îndelungată. Aici vorbim de jumătăți de măsură, vorbim de lucruri incomplete într-un segment al vieții voastre care vă interesează și parcă într-un final, pentru că aici vorbim de provocare. Lăsați în urmă aceste așteptări, aceste nemulțumiri, regrete, dar dacă făceam așa, oare ce s-ar fi întâmplat? Dacă acceptam oferta, dacă nu dădeam telefonul respectiv, Degeaba vă puneți întrebările acestea acum pentru că fapta este consumată și degeaba vă uitați în urmă pentru că nu se mai poate rezolva nimic. Trebuie să mergeți mai departe chiar dacă, chiar dacă drumul este greu. Și apare confuzia, indecizia, nesiguranța, îndoială din sufletul vostru pentru această reușită. Cred că o veste o să vă schimbe starea, o veste de la drum sau sunteți foarte atenți în mediul online. Negociați ceva în mediul online, faceți ceva în mediul online, unul dintre voi care vă aduce un nou start sau vă găsiți anumite răspunsuri, poate în anumite citiri sau găsiți un fragment sau găsiți o postare care vă inspiră în vreun fel. Din nou, poate să fie vorba de căutarea unor răspunsuri în adâncul sufletului vostru. Vorbim și de aceea pe, că rigiditatea, o persoană care s-a tot impus, care s-a tot băgat în viața voastră sau v-a creat niște reguli între ghilimele, să scăpați de energia respectivă, lăsând locul unor emoții noi. Surpriza vine cu un trei de monede, ori renovați ceva prin casă care vă bucură, ori vă mutați, ori aveți un eveniment fericit și sunteți foarte încântați, ori vă iese un proiect, finalizați un proiect și apoi vă odihniți, posibil să aveți de-a face și cu zodia pești. Ca și surpriză, da, mi-apare evenimente plăcute și lăsați pe cineva fără cuvinte. Nu veți da curs anumitor uh, discuții. Cineva o să încerce să vă provoace în perioada următoare prin diferite metode sau prin, prin, nu știu, prin manipulare, prin șantaj emoțional. Dar văd că nu veți mai permite lucrurile acestea înfurind persoana respectivă. Alții dintre voi o să vă odihniți. Deci ca și surpriză vă luați un moment de repaus, iar în alte situații, în momentul în care întâmpinați o neliniște mentală, un blocaj, că vai nu pot, dar nu e o idee bună, dar mai bine mă întorc înapoi și așa mai departe, apare cineva care vă împinge, care vă um, dă elan să mergeți mai departe. Da, apar vești, apar noutăți, dragoste, bani... Deci o să vă meargă lucrurile, doar că problema principală este că voi nu credeți că va fi sau va veni o minune în viața voastră. Aveți puterea de a vă materializa dorințele în perioada următoare cu multă ușurință dacă. Veți crede cu adevărat în voi, da? Nu vă lăsați acaparați de anumite energii toxice, da? Eliberați-vă de tot ce ar sta în calea voastră, luptați cu tot ce aveți de luptat pentru a elimina orice gând, orice depresie, orice stare de anxietate, mai ales noaptea, că sunt nopți nedormite la voi și lăsați-vă purtați de val pentru că succesul va fi garantat în viața voastră. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!